Astăzi vom vorbi despre ODA numărul 24 scrisă de poetul latin Horatio care se intitulează Împotriva Viciilor Viacului adică Împotriva Viciilor Viacului traducerea românească este de la începutul secolului 20. i se datorează lui Eugen Lovinescu așadar titlul de față trebuie actualizat uh, am colorat cu roșu textul care se referă la romani, cu verde textul care se referă la știți cu, și cu albastru textul care îi privește pe geți. Vom spune câteva cuvinte despre poetul Horațiu pentru a înțelege contextul acestei ode. Ea a fost scrisă în anul 28 înaintea noastre, dar să vedem în ce cercuri sociale, politice și culturale se învârtea uh, poetul Horatiu în momentul în care el redactează această odă și ce mesaj a dorit el să transmită la Roma în vremea împăratului Augustus. Așadar, Horatiu se naște la, s-a născut la 8 decembrie anul 65 înainte rei noastre, într-un mic orășel, Venusia se numește de la granița dintre Apulia și Lucania. El își desăvârșește educația plecând la Atena, care era și atunci în secolul I înaintea noastră centrul educativ al Occidentului. Apoi, datorită acestei educații, face parte, este recrutat în armata lui Brutus și chiar are o poziție foarte înaltă una dintre legiunile lui Brutus însă părăsește bătălia de la Filipin în mod rușinos apoi este iertat de cei de învingători și vine la, la Roma unde se împrietenește cu Mecena și prin aceasta se va împrieteni direct chiar cu Augustus care oferă funcția de consilier, de secretar personal pe probleme culturale, însă Horatiu refuză și se retrage la țară unde um, mecena îi oferă o moșie pentru a se dedica exclusiv poezie și a avea o atitudine independentă, chiar dacă nu-l critică niciodată pe Augustus, dar nici pe mecena, el, iată, este foarte acid la adresa moravurilor societății romane de la din anul 28 înaintea răi noastre. Așadar, vom citi acest text și apoi vom comenta doar ceea ce se refere la la geți. Citez: de a avea vuții mai mari decât comorile neatinse ale Arabiei și ale Indiei bogate, și de a acoperi cu clădirile tale întreaga Mare Tireniană și Apulică, în clipa în care cruda nevoie îți va învinge cu ele, înfige cu ele ei de oțel până în adânc, tu nu-ți vei putea scutura sufletul de frică, nici capul de lanțurile morții. Aici voi comenta, fiindcă nu, nu vom mai reveni la acest text. Horațiul se referă la faptul că bogățiile arabie și, și ale Indiei reunite nu îi vor oferi unui roman uh, fericirea și momentul în care cruda nevoiată va veni, acesta va muri de frică. Romanul, fiindcă nu are nicio pregătire spirituală și socială, dar și educația din familie pentru a trece de aceste nevoi, de a crude nevoi. Continui textul, citez. E mai fericit citul care își duce în carul casă rătăcitoare, așadar cei care nu au um, decât un, um, o casă efemeră, așadar în căruța cu coviltirea șcitului, sunt chiar mai fericit decât romanii, fiindcă nu au nicio grijă. Nici grija zilei de mâine, dar nici alte griji și alte nevoi ca și romanii. Și acum citim doar textul despre jet și revenim ulterior la el. Citez. Mai fericiți sunt aspri geți care și strâng de a valma recolta din ogoarele neîmpărțite. După ce le-au cultivat un an, alții le iau locul dându-le răgaz să se odihnească. La dân și mama vitregă se îngrijește de copii orfani și o femeie cu stare nu-și ține sub jug bărbatul luându-și Cea mai bună zestre e virtutea părinților, curățenia întemeiată pe o legătură ce nu vrea să fie pângărită de un alt bărbat. A păcătui e o vină pedepsită cu moartea. Trecem acum la vițile viacului, la vicile viacului întâi era noastră pentru romani. Citez acest text, al doilea text cu roșu, se refere exclusiv la romani. Oricine ar voi să ne nebușe fără de legile și luptele civile și să-i se sape pe statui titlul de tată al orașelor îndrăznească să, încătușeze, să încătușeze de sfârul dezlănțuit. Astfel va dobândi slavă la urmaș, deoarece, vai, urâm, virtutea cât trăiește și o preamărim numai când nu mai vedem. La ce bun plângerile amare dacă pedeapsa nu stăpânește răul din rădăcină? Parcă se referă la ziua de astăzi, orațiu. La ce slujesc legile zadarnice, ce se bizuie pe moravuri, dacă nici ținutul căldurilor de ogoritoare, nici meleagurile vecine cu borea ale zăpezilor înghețate, nu sperie un neguțător, dacă iscusința corăbierului învige oceanele dezlănțuite, dacă, privite ca o mare nerorocire, sărăcia te îndeamnă să faci orice, să îndure orice, să părăsești care a nevoia săcarea virtuții. Mai repet, repet încă o dată, Ultimul fragment, fiindcă el se potrivește ca o mănușă. Vremurilor de azi, 99% din populația planetei este, put, poate fi încadrată aici. Sărăcia te îndeamnă să faci orice, să înduri orice, să părăsești nevoia care a virtuții. Despre asta e vorba. Continuăm. Să le, ur să le urcăm pe Capitoliu, unde ne cheamă strigătele și aplauzele mulțimii, sau... De necăim de fără de legile noastre să aruncăm în mare apropiată pietrele prețioase, perlele și aurul nefolositor începutul tuturor orelelor. 99% din bogații lumii nu fac asta. Apoi, să smulge din rădăcine sămânța patimelor rușinoase și să ne întărim sufletele plăpânde prin deleniciri mai bărbătești. Hmm. Apoi, tânărul nobil nu știe să țină pe cal. Să se țină pe cal și se teme de vânătoare. Toți tinerii de astăzi nu au habar despre virtuțile războinice. Se pricepe mai bine să se joace cu cercul grecesc, am citit aici pe telefon, sau cu zarurile oprite de lege și totuși, pe jurul lui tată, își înșală tovarășul, oaspetele pentru a strânge averea unui moștenitor atât de nevrednic. Și încheie orați cu acest uh, fragment și negreșit nelegiutea avere îi crește mereu, evident. Îi lipsește însă parcă ceva. Parcă, adaug eu, îi lipsește totul. Am încheiat de citit și de comentat sumar acest text despre romani, revenim la geți. Deci în comparație cu romanii, geți erau cei mai fericiți, mai fericiți și decât șcitul, care are doar o casă rătăcitare și... Nu are nicio grijă, însă geții au chiar mai multe, au ogoare, au soții, au copii, au virtuți și curățenie sufletească. La acestea se referă Horatiu um, în, în această odă. Deci voi citi pe fragmente acest, acest text cu albastru și îl voi comenta. Uh, ce spune de fapt aici horațiu? Că geții lucrează ogoarele în fiecare an... De aval, adică nu sunt împărțite ogoarele, ci le lucrează toți, și nu că le lucrează toți în fiecare an, ci din potrivă, unii le lucrează într-un an și unii le lucrează în alt an, odihnindu-se între timp, dar împărțindu-și în mod egal, după cum rezultă de aici, roadele câmpului. Așadar, o societate în care nu există egoism și în care ogoarele nu sunt împărțite. Nu sunt împărțite. Toți lucrează totul. Totul la toți. Asta este sursa fericirii în opinia lui um, Horatiu, care a studiat filozofia la Atena cu cei mai buni filozofi. El o găsește la Dacia, așa este sursa fericirii. Apoi, despre copii. La dâns și mama vitregă se îngrijește de copii orfani. Așadar, copii orfani la daci nu erau orfani în realitate, fiindcă întotdeauna o femeie um, care nu avea bărbat se îngrija sau se îngrija de ceilalți copii care rămâneau fără mama. Nu existau copii fără educație. Asta vrea să spună aici Horațiu, fiindcă educația copiilor era dată. Educația timpurie era dată de către aceste mame, mamele lor naturale sau mamele vitrege în cazul în care uh, femeile mama, să zic, decedeau. Și mai încolo, femeile cu stare nu și țin sub jug bărbatul și un bovnic. Acesta este o referire clară la societatea romană în care toate femeile bogate din Roma sau din alte orașe aveau ibovnici pe lângă bărbat, uh, fiindcă ele moșteniseră averea de la de la familie sau de la, de la rude, și uh, ele administrau uh, averea, putând să aibă mai mulți uh, amanți. Deci, în societatea agetică nu exista așa ceva. Nu existau ibovnici. Ce vrea să ne spună în continuare Horațiu? Că cea mai bună zestri este virtutea părinților. Deci, nu este nici comorile atinsele ale Arabiei și Indiei, nu sunt nici războaiele și tot aurul din lume ci este virtutea părinților dacă părinții nu au virtute nu există nicio zestre poți să ai tone de aur și armatele lumii ca să lupte pentru tine sau ca să te trădeze sau dacă nu există virtutea părinților, dacă părinții nu sunt virtuoși, nu există nimic în continuare, curățenia întemeiată pe o legătură ce nu vrea să fie pângărite de alt bărbat, prin urmare femeile erau Um, curate, erau super curate din punct de vedere moral și sufletesc, fiindcă niciun bărbat nu le pângărea um, curățenia lor sufletească. Deci nu existau adulteri, nu existau um, familii, să zicem, poligame sau nebunia sexuală care există astăzi. De ce? Fiindcă a păcătui este o vină pedepsită cu moartea. Acum nu, nu, trebuie să se înțeleagă că toate păcatele mici erau pedepsite cu moartea, ci doar păcatele mari, printre care și aceasta, adică adulterul. Adulterul era pedepsit cu moartea chiar și în societatea germană antică, după cum, uh, după cum susține în lucrarea germanic, Germania uh, Tacitus. Așadar, ce vedem în acest text cu albastru din Oda 24 a lui Horatius Vedem um, portretul robot, ca să zicem așa, al unui, por al unui popor um, virtuos, al unui popor fericit, la care ogoarele sunt lucrate de tot și roadele sunt împărțite în comun, la care unii se odihnesc și se pot dădea filozofiei, așa cum ne spune în alt uh, fragment iordanes, în care mamele Vitrege își îngrijesc copii orfani ale altor femei, în care femeile nu își înșală bărbații, în care bărbații nu devin ibohnici, în care, în general, virtutea părinților este cea mai apreciată și în care pedepsele sunt pedepse și nu jucării, așa cum um, vrea să lase, iată aici. La ce bun plângerile amare dacă pedeapsa nu stăpânește râul, răul din rădăcină? Adică la romani sunt sute de plângeri și nicio pedeapsă, iar cancerul moral înăbușește toată societatea. Am citit această odă pentru a le da peste nas tuturor latinopaților și celor care nu-și iubesc strămoșii, foarte mulți în societatea actuală care consideră că romanii au adus virtuțile aici, că dacii erau niște primitivi, niște barbari, când, de fapt, chiar de la, de la capul Imperiului Roman avem această mărturie, că, de fapt, lucrurile erau chiar invers. Adică, despre ce vorbim? Ce se aducă romanii aici? Prin cucerire, jaf, desfrâu și o, să zicem, un amestec de moravuri ușoare pentru ca totul se poate fi jefuit și să ajungă la acești nenorociți de la Roma. Nenorociți în sensul că erau nefericiți.